Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Sunt aici cu o mică avertizare. Trebuia să fi făcut într-adevăr prezentarea de ieri, dar încă e valabilă, pentru că din punctul de vedere al unor astrologi, poate nu a tuturor, luna plină vibrează, plus minus două zile, plus minus, da? Cu două zile înainte de luna plină toți începem să simțim ceva, niște efecte și ele durează. Durează chiar mai mult de două zile, poate să dureze, nu știu, chiar și o săptămână, chiar și o lună, chiar mai mult. Ideea este despre ce vreau să vorbesc. Probabil că unii dintre voi ați auzit despre prezentarea acestei luni pline în balanță, care trebuie să aducă echilibru tipic balanței, care aduce bucurii frumoase, bucurii, momente frumoase, bucurii, dragoste într-o formă sau alta, dar mai presus de toate, cum zice și această carte, învățăm în această lună plină, învățăm, simțim, nu că învățăm, energia ni se transmite, că e cazul să ne echilibrăm, în ce sens? Să avem grijă și de nevoile noastre, mai ales cei care au obiceiul, tendința de a oferi celorlalți, de a le păsta mai mult de restul decât de ei înșiși. Această lună plină ne ajută, zic ne ajută pentru că și eu sunt în categoria asta, să ne orientăm și spre noi. Nu într-un mod izolat, dar să menținem, echilibru între nevoile noastre și ce au nevoie ceilalți. Și facem un soi de compromis. Cât timp acord pentru ei și cât timp acord pentru mine. Începusem cu mine, dar în fine. Fiecare își va găsi răspunsul. Ce aș vrea să vorbesc pe foarte scurt despre această lună plină? Da. Nevoia de echilibru, momente interesante. Apare și conjuncția Jupiter-Neptun, despre care sper să vorbesc în curând, și care, într-o formă sau alta, influențează această lună plină. Venusiană, se zice, dar Venus, sub influența lui Jupiter și a lui Neptun, se manifestă altfel. Probabil că despre aceste manifestări o să vorbesc în acea prezentare. Am rămas așa un pic pe gânduri pentru că încerc să formez discursul, nu am nimic prestabilit, voi mă știți, vorbesc spontan și trebuia să am totuși câteva idei schițate. Am spus că aș vrea această mică prezentare să fie o avertizare, pentru că, dragii mei, această lună plină, în balanță, nu zice nimeni, în balanță, a fost ieri, da? Ieri, la 20 și ceva de grade, balanță. Acum deja s-a mutat în Scorpion. M-am uitat pe program, deja a ajuns la gradul 6. Ideea este că în aceste două zile, ea a fost într-o poziție foarte critică. Scuzați-mă întreruperea. Spuneam că se află într-o poziție foarte specială, aceste grade, da? Sfârșit de balanță, început de Scorpion, care sunt denumite Via Combusta. Este, unii spun că este o zonă foarte întunecoasă, foarte periculoasă, dar asta într-un fel sau altul confirmă dacă stăm să ne gândim că Halloween-ul se serbează în această perioadă, când trece soarele în această perioadă, se serbează Halloween-ul, da? Ce ar fi? Ar fi sărbătoarea vrăjitoarelor într-o formă sau alta. Este foarte special această lună plină la aceste grade, pentru că permite practicarea multor vrăji. Nu știu cât s-au scos în evidență acest aspect negativ al acestei luni pline în balanță. Zodia armoniei, zodia frumuseții, dar nu este chiar așa. Sunt tipare care au și ele excepțiile lor. Deci, rețineți. Dacă vreți, este treaba voastră ce faceți, rețineți. Această lună plină a permis practicarea multor vrăji. Foarte intens, periculoase. Dar reversul este, apropo de balanță, da? Cu partea negativă vine și un mesaj pozitiv. Dragii mei, suntem în săptămâna luminată. Este astăzi, sărbăm florile. Chiar dacă suntem sub influența acestei luni pline, da? Intrăm în săptămâna mare,
Ce altă mare protecție putem avea decât credința, decât pe Iisus Hristos? Sărbăm, de fapt, sacrificiul Său pentru noi. Și atunci, când ești atacat, unde te poți duce? Dacă nu, la Cel care te protejează cel mai bine, la Iisus Hristos. Rugăciunea, postul sunt foarte importante în aceste zile și rugați-vă ca să primiți protecție în fața acestor atacuri. Și spun acest lucru pentru că aceste atacuri nu se întâmplă doar la nivel personal, deși sunt persoane care fac, ci și la nivel colectiv. Veți mai auzi despre ce se întâmplă în lume și poate veți combina informațiile, că aici este ideea, să nu le separați, să le combinați și să înțelegeți ce se întâmplă. Despre alte boli, despre otrăvuri, despre alte practici oculte la nivel colectiv, planetar. Și asta chiar trebuie să vorbesc așa. N-am cum să vorbesc altfel. Este o avertizare, oameni buni. Trebuie să ne rugăm. Și trebuie să ne păstrăm credința. Eu rămân creștină. Chiar dacă practic tarotul, eu rămân creștină, voi știți că de fiecare dată în această perioadă de Crăciun, anumite sărbători, vin cu un soi de mesaje, nu le spun religioase, mesaje din Biblie, mesaje care țin, care ne reconectează la natura noastră creștină. Știu că sunt teoriile New Age-iste despre spiritul creștin, foarte general, dar eu cred că acest Iisus Hristos n-a fost doar un simplu profet. Este singurul, dacă ar fi să analizăm, este singurul profet care s-a sacrificat pentru oamenii săi. Oamenii săi fiind cei care cred în El și în sacrificiul Său și în învierea Lui și în împărăția care va să vină. Nici Budiță, da? Budiță e fericit, e cu burtica mare, râde, se simte bine. Nici alți profeți nu au făcut acest lucru și atunci asta îl face special. Niciunul nu a înviat. Eu cred în acest lucru. Voi credeți? Dacă voi credeți, rugați-vă și veți avea protecție. Pentru că ce se întâmplă în această perioadă, repet, nu doar la nivel personal, deși cred că simțiți atacuri energetice, cred că mai ales ați văzut și în etalări. Și nu doar la mine. Și dacă ascultați în engleză, poate și în franceză, eu la franceză nu sunt chiar atât de bună. Înțeleg lucrul, dar nu atât de bine cât să pot să ascult un videoclip. Dar ascultați în engleză, cei care știți. Vedeți ce atacuri se întâmplă la nivel colectiv și la nivel personal față de cei care vor să crească spiritual și, în mod special, față de creștini. Pentru că acești creștini, noi creștini, avem ceva în plus față de toți cei care caută să crească spiritual. Avem un exemplu. Exemplul acesta fiind Iisus Hristos, care, dragii mei, nu a promovat doar sacrificiul, El s-a sacrificat pentru cei care cred în El. Nu pentru toată lumea. Nu pentru narcisiști. Nu pentru cei care L-au pus pe cruce, nu pentru ei. I-a iertat. O să vorbesc, am deviat un pic, dar asta e. L-a iertat pe cel care și-a cerut scuze. Da? Dar nu s-a sacrificat pentru preoții care L-au acuzat, da? Ci pentru cei care vor să-și deschide sufletul către dragoste, către iertare, că vorbeam de lună plină în balanță, de echilibru. Iubim, iubește, apropo, ce frumos, mersi mult. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Nu e lună plină în balanță? Ideea este că nu e suficient să dai celuilalt, trebuie să-ți dai și ții, da? Ca pe tine însuți. Mulțumesc, Doamne. Rămâneți cu această idee, da? Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dar pentru asta, la luna plină, în balanță, cum spuse și pe aici, puteți să vă puneți pauză, da? Și să citiți. Asta ca să vedeți că există confirmare. Trebuie să intrați un pic și în papucii celuilalt. Înainte de a acuza sau de a avea o anumită viziune negativă, încercați să vă puneți și în papucilor. Că se poartă urât, asta e. Că nu înțelegeți, că sunt confuz, încercați să vedeți dincolo de aparențe. E natura analitică a balanței, da? Dar, repet, pentru asta trebuie să vă și iubiți. Că numai cel care iubește poate să dăruiască. Numai cel care iubește poate să înțeleagă, să simtă, să aibă compasiune. Și aici vă ajută Neptun și Jupiter în pești.
Dar, repet, să fie finalul în dragoste, e totuși o avertizare că sunt vremuri foarte grele și o mai vorbi despre lucrurile astea în săptămâna mare, Doamne ajută. O să fac o prezentare specială pentru Flori și o să continui cu zodiile de la Scorpion înspre Pești. Dați-mi timp. Oricum, vibrația se simte. Nu se întâmplă doar într-o singură zi. Sper că ați luat mesajul care trebuie. Sper că vă simțiți bine și la mulți ani tuturor celor care aveți, eu știu, un sărbătorit sau servați cu această zi numele vostru, Florina, Florin, și știu că am câțiva abonați care chiar sunt foarte generoși. Florin, Violeta, Viorel, ce alte nume mai sunt de sărbat și vă pregătiți pentru această săptămână mare în care, la sfârșitul acestei pregătiri, vom renaște. Dragii mei, sunt vremuri foarte speciale. Iar, nu uitați, suntem într-un război spiritual de ani de zile, nu zic de mii. Vorbesc măcar de acesta foarte intens, despre care o să mai vorbesc. De ani de zile. Dragostea este puternică. Dar trebuie și protejată. Trebuie protejată. Asta e. Sper că aveți momente frumoase alături de cei dragi. La mulți ani. Și să ne auzim cu bine. Numai bine. Vă pup. Numai bine. Ciao, ciao.